urmează doamna judecător dr. Rodica Aida Popa, care va prezenta considerațiunile relative la infracțiunea de constituire a unui grup infracțional, unui grup organizat, prevăzută de articolul 367 din Codul Penal. În ceea ce privește această reglementare, în noul Cod Penal, legiuitorul a urmărit să-i dea o paletă de cuprindere introducere în Codul Penal a reglementărilor din legile speciale pentru a avea o unitate în aplicarea dispozițiilor menționate. De aceea, în cadrul a șase aliniate, legiuitorul a avut într-un mod gradat viziunea de a aborda și a defini grupul infracțional organizat. De asemenea, în aliniatul 2, infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat, reglementând pedepsele prevăzute de lege, situația concursului de infracțiuni, o cauză de nepedepsibilitate și, de asemenea, alte reglementări, nu în ultimul rând, în aliniatul 6, definind în conținutul reglementării noțiunea de grup infracțional organizat. Iată că această manieră unitară, prin preluarea unor reglementări anterioare și vedem mai, o să prezint mai departe ceea ce sunt elementele de noutate, ceea ce s-a menținut și ceea ce a interpretat în Alta Curte de Casație și Justiție, ca să definim conținutul reglementării, mă voi opri la acest element de noutate. Poate că acest element de noutate de definire a grupului organizat infracțional, deci de definire a unor elemente constitutive ale infracțiunii, mai găsim și la alte reglementări. Din punct de vedere al filozofiei dreptului și al legiuitorului din perspectiva noului cod penal, acest lucru a fost tocmai pentru a facilita aplicarea dispozițiilor legale, definiția cuprinsă în cadrul chiar normei de reglementare. Deci în aliniatul 6 se menționează în mod expres că prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat format din 3 sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Indicatorul numeric al grupului, perioada de timp care este lăsată la apreciere tocmai pentru a se putea vedea anvergura în care acest grup organizat s-a structurat și mai ales acțiunea coordonată, definesc și conturează elemente de apreciere practică de către judecători în delimitarea activității infracționale și de circumscrierea ei în același timp în conținutul constitutiv al acestei infracțiuni. Desigur că aspectele de noutate, legiuitorul au fost tocmai prin această tehnică de unificare a reglementării din legile speciale, legea 39/2003, articolul 323 și 168 din vechiul cod, preluarea articolului 7 aliniatul 1 din legea 39/2003, însă cu anumite modificări. Deci pentru existența grupului nu se mai prevedea ca o condiție scopul săvârșirii grave, importanța valorii grupului constituit. Ceea ce vreau să subliniez este excepția, și anume că atunci când în scopul asocierii este și se regăsesc săvârșirea unor acte de terorism, se menține infracțiunea prevăzută din art 35 din legea 535/2004, legiuitorul înțelegând să dea o semnificație distinctă acestor infracțiuni legate de terorism. Și cred că sunt îndreptățite, având în vedere și amploarea fenomenului infracțional în ceea ce privesc infracțiunile de terorism în ultima vreme. Distincția este dată de gravitatea faptei, de modalitatea în care se realizează asocierea de săvârșire de actele în scopul exercitării terorismului și de aceea această reglementare își găsește în continuare o delimitare distinctă.
În continuare, legiuitorul a menținut prevederea privind concursul de infracțiuni, condiția privind cuantumul pedepsei nu mai este cerută de legiuitor pentru sancțiunea infracțiunii de constituire de grup și, bineînțeles, cauza de nepedepsire și cea de reducere a pedepsei. Din punct de vedere al legii penale mai favorabile, evident că noul cod penal este legea penală mai favorabilă. Cred că cu toții suntem în posesia și cunoaștem interpretarea pe care a dat-o în Alta Curte de Casație și Justiție pe calea unei hotărâri prealabile legat de aplicabilitatea și neînțelegerea ce anume intră în conținutul infracțiunii de grup, de constituirea unui grup infracțional ca urmare a unei sesizări făcute de Curtea de Apel Brașov într-o cauză, întrebându-ne despre conținutul articolului 7 și articolului 8 din legea 39/2003. Iar în acea hotărâre, în Alta Curte de Casație a stabilit că faptele prevăzute de art. 323 din Codul Penal anterior și art. 8 din legea 39/2003, în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin legea 187 pentru punerea în aplicare a legii 286/2009, se regăsesc în incriminarea din art. 367 din Codul Penal, nefiind discriminate. Prin această hotărâre, în Alta Curte, practic, a făcut o analiză punctuală a conținutului incriminării din 367 prin raportare la reglementarea anterioară și a statuat că anumite acte, cum sunt cele prevăzute în art. 8 din legea 39/2003, nu sunt dezincriminate. Desigur, o mențiune foarte importantă pe care a stabilit-o însă în Alta Curte prin acea hotărâre este în partea finală a considerentelor, în sensul că dacă grupul infracțional constituit nu conține condiția legală a celor trei membri, da? Deci nu este îndeplinită criteriul numeric al infracțiunii, al cerinței pentru existența conținutului constitutiv al infracțiunii respective. Desigur că nu putem vorbi de infracțiunea de constituire a unui grup organizat. Deci delimitările sunt făcute tocmai pentru a putea se interpreta atât conținutul, legea penală mai favorabilă și ipoteza în care nu este întrunită una din cerințele constitutive din definiția pe care legiuitorul a dorit-o în grupul infracțional organizat. Am încercat mai înainte să surprind câteva aspecte deontologice care sunt structurate din punct de vedere teoretic în cadrul avizului numărul 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, acelea legate de calitatea și eficiența procedurilor, paragraful 11, paragraful 13, paragraful 14, sunt instituite necesitatea existenței unor linii directoare la nivel instituțional pentru promovarea cooperării și dialogului, necesitatea unui dialog comun în cadrul paragrafului 17, 18, 19, mai departe 24, 25, în măsura în care, sigur, aveți răgazul să vă aplicați asupra acestor recomandări, cu siguranță ale avizului numărul 16 veți regăsi că acest ciclu de conferințe pe care l-am organizat, l-am inițiat și l-am organizat în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, extrem de activă și extrem de receptivă la ceea ce înseamnă nu numai statutul profesional al avocatului și al dialogului din afară. Iată că a preluat avizul numărul 16 și din interiorul sistemului judiciar prin acest dialog interprofesional, fiind favorabil la o discuție de comun acord cu ambele corpuri. De altfel și în legea 51/1995 avem reglementări care vizează aspecte legate de profesia de avocat, doar le
enumăr în articolul 2, 3, 39, 40. Totodată m-am gândit cum ar trebui să decurgă în mod concret acest dialog interprofesional în cadrul pregătirea unor cauze legate de constituirea unui grup organizat, care știți că se caracterizează prin număr foarte mare de părți. Legea ne spune 3, dar am avut cauze care depășesc numărul de 3 în accepțiunea articolului 7. Deci un număr mare de inculpați, un număr mare de data asta de persoane vătămate care pot sau nu să se constituie părți civile în cauzele respective. Articolul 7 nu l-am găsit niciodată sau nu l-am găsit de regulă, mai bine spus, nu l-am găsit de regulă doar ca o infracțiune distinctă, ci l-am găsit evident în asociere cu alte infracțiuni, cu infracțiunile de trafic de persoane, cu infracțiunile de criminalitate infracțională, și m-am gândit cum poate să se îmbunătățească acest dialog organizatoric în pregătirea actului de judecată. Și sigur că mi-am închipuit, ca și colegii mei care au prezentat astăzi, care ar fi anumite bune practici. Și m-am gândit că e necesar să existe un dialog între avocați și procurori, și, bineînțeles, de la momentul sesizării instanței de judecată să apară acest dialog între judecătorul de cameră preliminară și avocații, care, sigur, îndeplinesc condițiile în sensul împuternicirii existente la dosarul cauzei. Un tip de dialog care s-ar putea realiza este stabilirea unor calendare de comun acord. Nimic nu împiedică ca judecătorul de cameră preliminară, ca urmare a măsurilor organizatorice de bună pregătire a cauzei respective, după ce au fost dispuse aceste măsuri, prin intermediul grefei să ia legătura cu avocații și în egală măsură cu procurorul, pentru ca să stabilească un termen intermediar de depunere a cererilor și excepțiilor și corelativ din partea procurorului a răspunsurilor pe cereri și excepții în format scris depus la dosarul cauzei. Facilitează foarte mult studiul dosarului de către judecător și, în egală măsură, studiul dosarului de către părțile care și-au expus cererile și excepțiile. Sigur că termenul, așa cum bine știm, conform regulamentelor, este stabilit acum cu citarea părților în ședință de cameră de consiliu. Până la momentul respectiv, în condițiile în care avem o cauză cu 60 de inculpați sau o cauză cu 40 de inculpați, e necesar să se stabilească un termen intermediar până la care toate cererile și excepțiile pot fi depuse. O să-mi vină o replică din sală și o să mi se spună, dar nu toți inculpați în același timp își angajează avocați. Este vorba de o conduită procesuală riguroasă în aceste cauze. Sigur, unde elementul de aleator este foarte mare din perspectiva clienților care își angajează avocații. Dar odată angajați, cu excepția celor care ar putea să fie angajați chiar la termenul stabilit, este necesar de acest dialog interprofesional. În momentul în care sunt depuse împuternicirile avocațiale, se poate stabili un calendar în vederea depunerii cererilor, excepțiilor și răspunsurilor în format scris. În jurisdicțiile europene se practică acest lucru. Procedura instituită în cameră preliminară acum îmbracă forme de contradictorialitate, de nemijlocire în ședință de cameră de consiliu, tocmai ca urmare a deciziilor Curții Constituționale, și permite până la acest moment, că încă procedura este în vigoare, permite stabilirea în cauzele acestea complexe, da, de stabilirea acestor calendare și modalități de lucruri comune. Nimic nu împiedică existența și folosirea tehnologiilor avansate. Știți foarte bine că de la Curtea de Apel Cluj și apoi la nivel generalizat s-a transferat această posibilitate a studierii dosarului pe cale informatică.
De ce nu, chiar și ulterior, în cazul judecătorului de cameră preliminară, există această posibilitate, da, de cunoaștere atât a magistratului, cât și a celorlalte condiții de online, a adreselor apărătorilor, și pot fi primite la dosarul cauzei și pe maniera aceasta de folosirea tehnologiilor avansate. Încă nu avem procedura de digitalizare a cauzelor, dar să știți că în, acesta este viitorul, stimați colegi. Procedura de digitalizare și de arhivare electronică a dosarelor va fi o modalitate de lucru, încât discuția nu se va mai purta lucra decât în mediul virtual. O să-mi spuneți când, depinde de noi când, pentru că a discuta în mediul online și a facilita această pregătire a dosarului va putea conduce la o foarte bună pregătire a dosarului de către toate părțile și cunoașterea lui la acel moment. Nu mai este momentul să surprindem. Judecătorul nu trebuie să fie surprins, avocatul nu trebuie să fie surprins, procurorul nu trebuie să fie surprins de apărări. Elementul de comuniune, de cunoaștere a tuturor instrumentelor, într-un mod transparent, deschis, facilitează o bună soluționare a cauzelor pentru justiciabil. Noi nu suntem în procesul penal animați de dorințele noastre interioare cât de bine soluționăm, ci cât de corect interpretăm și aplicăm legea în actul de dreptate. Dacă ne facem un pas înapoi și ne gândim că studiul unui dosar îl facem în beneficiul justiciabilului și nu în beneficiul găsirii unor argumente pentru o supradimensionare a ceea ce este în cauza respectivă, vom avea într-adevăr real scopul nostru. Și eu cred că acesta a fost de la început scopul profesiunii pe care noi ne-am ales-o fiecare, de a fi slujitorii justițiabilului în adevăratul sens al cuvântului. Argumentele care se aduc de către apărare sau de apărarea propriu-zisă sau de acuzare în scopul soluționării cauzei sunt garantate de supremația legii. Acestea ar fi, deci, două modalități: calendare, comunicarea online în mediul virtual. De asemenea, mă gândesc, am propus și supun discuției, ca cererile de consultare a unor înscrisuri din dosare sau consultarea dosarului în manieră online, în format sau în format de hârtie, să fie de atribuția grefierului de ședință, care poate să primească într-un mod, în orice modalitate, cereri, excepții pentru a le transmite judecătorului. Dacă, și atunci când în viitor se va face online, pot fi trimise și pe adresa de format, de adresa oficială publică a judecătorului, ca și a avocatului și a procurorului. Aceasta este modalitatea de lucru care se practică de foarte multă vreme în Franța, la Casația franceză. Dosarele sunt arhivate, dosarele sunt scanate, vorbim de o altfel de abordare a actului de judecată, din perspectiva pregătirii bunelor practici. De altfel, modalitatea virtuală va fi și este de viitor. Deja trăim într-un mediu virtual, o bună parte din cetățenii acestui a României. Ne plătim taxele pe net, arhivăm, ne pregătim pe bibliotecă virtuală, folosim cardurile. De ce n-am putea să facilităm acest dialog profesional în cauze în mediul virtual? Evident, cu apărarea tuturor și garanțiilor care ne oferă mediul virtual. Este singurul limbaj comun pe care putem să-l avem. Este vorba de o rețea națională, este vorba de un sistem structurat la nivelul sistemului judiciar, care poate să asigure o bună pregătire și mult mai facilă pe eliminarea costurilor. Sigur, investiția este serioasă,
dar facilitarea costurilor ulterioare o amortizează într-un timp relativ scurt. Dacă vorbim de cooperare penală și cooperare civilă în soluționarea cauzelor și discutăm la nivelul partenerilor noștri comunitari, ce ne împiedică să facem acest lucru într-un mod transparent, în bune practici, în pregătirea dosarelor, chiar și de constituirea unui grup organizat. Gândiți-vă că apar elemente de cooperare internațională în aceste cauze, de constituirea unor grupuri organizate și cu posibilitatea solicitării pe calea procedurilor de cooperare, mandat european de arestare simultan și aspecte care conduc la sau extrădări sau la transfer de persoane condamnate pot apărea în asemenea infracțiuni. Fără o modalitate rapidă de deschiderea dialogului și de acceptare, știți, a unui lucru foarte important, a acceptării ca actele procedurale să-și aibă valoarea lor în sistemul virtual. O să-mi spuneți cum. Nu scoase pe suport de hârtie, ci semnate prin sistemul de digitalizare pe care sunt cu toții convinsă că-l aveți când încheiați polițele de asigurare cu unul din partenerii de telefonie mobilă. N-aș vrea să spun care. Dacă o să vă asigurați telefonul celular sau dacă o să vă asigurați pierderea respectivă într-o anumită rețea de telefonie, veți semna contractele respective pe PET, iar semnătura se va transfera online, imediat pe ecran, actul fiind deja de dumneavoastră semnat în această manieră. O hotărâre sau o încheiere semnată în această manieră poate fi rapid transferată încât să-și producă efectele. V-am spus, sigur, orice tehnologie costă, dar acesta este viitorul nostru în profesie și viitorul acesta este deja prezent printre noi în tot ceea ce se numește viața noastră cotidiană. Vă mulțumesc!